Noi vivem.
scriptura ca pomii primăverii, ca albe flori, cădea vom la pământ. Pentru toți cei care încă nu avem siguranța mântuirii și încă nu știm în ce loc vom ajunge, te va provoca Evanghelia și Cuvântul lui Dumnezeu și aș dori din toată inima să nu pleci afară de aici până când nu te va răscoli și vei zice un da Cuvântului lui Dumnezeu și Duhului Sfânt, care îți va asigura un loc și acel loc va fi veșnicia lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze toată adunarea. Amen. Dumnezeu să lucreze la inimile noastre. Fie un pământ al patrulea, să nu fie nici stâncos, să nu fie nici bătătorit de drum, să nu fie nici pustiu, ci să fie un pământ al patrulea, prelucrat și udat de Duhul Sfânt, ca sămânța care va cădea în această dimineață aici, în inima ta, să fie o sămânță care va încolți, va da rod și rodul să rămână. Domnul Iisus vine să-și ia biserica, să te găsească și pe tine și pe mine. Și la sunetul trâmbiței împreună cu toți cei care au ascultat Evanghelia și au împlinit cuvântul lui Dumnezeu, să faci parte și tu și eu de mireasa lui Hristos. Doamne ajută-ne toți să spunem amin. Amin. Ne-am scuturat ca pomii primăverii, numărul 6. Ca albe flori cădea vom la pământ. Dacă vrei să te implici împreună cu noi, să cânți, să-ți dezlegi și să lași ca să lucreze cuvântul lui Dumnezeu și chiar cântarea la sufletul tău și la inima noastră. Ne-om scuturat, ridicați pe picioare, ca pomii primăverii, ca albe flori cădea vom la pământ. Vasul de lut gustava ceața serii, dar sufletul va fi la cel preasfânt. Vasul de lut gustava ceața serii, dar sufletul va fi la cel preasfânt. Ne-o odihni sub razele de soare, ca greu un hol de proaspăt secerat, va putrezi fără ma trecătoare, dar când tu se păstra părinte-nalt, va putrezi păsările toamna și frunze verzi cădea vor pe cărări. Tropostenit uita pe-i ce-i e teama, când sufletu-ți pleca pe-n spre alte zări. Tropostenit uita pe-i ce-i avea spre alte zări. Și vom dormi ca grâul sub zăpadă, ne-om liniște că mânul vântul ei. Nădejdea noastră ce va fi sfântată, vom învia ca privighii ocei. Iubită familie îndoliată, sora Dana,
Dragi copii, Charlene, Jackie, Michael and Daniel, întristată adunare de doliu, suntem în această dimineață de iunie 16 în acest loc, în primul rând, ca să-L glorificăm și să-L proslăvim și să-L binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul Său Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin. În al doilea rând, suntem aici ca prin prezența noastră și prin lucrarea pe care Duhul Sfânt ne va ajuta să o desfășurăm aici, să fim pentru această familie care trece prin această grea încercare de despărțire de acela care a fost soț și tată pentru ei, să-i mângâiem, să-i îmbărbătăm, să-i încurajăm, să sădească Duhul Sfânt în mințile și în inimele lor nădejdea revederii, a reîntâlnirii cu acela pe care noi l-am știut cine a fost și ce a făcut, Mircea Bembea, care acum este în prezența Domnului. Acolo am vrea noi, ca și membrii familiei lui, să ajungă. Pentru aceasta suntem în al doilea rând aici. Și în al treilea rând, sigur, să aducem un omagiu aceluia care a fost Mircea Bembea. Să ne răscolească Duhul Sfânt memoriile și amintirile de ani și ani cei care l-am cunoscut. Personal, eu, soția mea și copiii mei, l-am iubit foarte mult pe Mircea Bembea și familia lui. Chiar dacă uneori a făcut greșeli, nu există om sub soare fără greșeli. Numai unul singur a fost Iisus Hristos. Restul toți suntem uneori greșiți. Dar noi am venit aici și să ne amintim de ce a fost Mircea Bembea și ce a făcut Mircea Bembea pentru Domnul Iisus, pentru împărăția lui Dumnezeu și chiar pentru noi. Dragii mei, avem un cuvânt și avem multe cuvinte, dar avem un cuvânt în Biblie care este extraordinar. Ascultați bine, cuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, auziți părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre. Noi acum am venit aici în numele Dumnezeului care se numește Dumnezeul oricărei mângâiere. Părintele îndurărilor. Dragilor, nu există un necaz, nu există o problemă, nu există o durere, nu există o criză în viața umană, în viața oamenilor care cred în Dumnezeu, pentru care Dumnezeu să n-aibă soluție. El are soluție. El are răspuns, El are medicamente pentru rănile noastre sufletești. De aceea îl binecuvântăm. Și aș vrea, înainte ca să citim cuvântul Său, așa cum stăm în picioare, dacă vreți să ne unim cu toții și să rostim rugăciunea pe care Domnul Hristos a învățat-o pe ucenici. Este cea mai perfectă rugăciune pe care un pământean poate să o rostească. Rugăciunea Tatăl nostru. Haideți să rostim cu toții această sfântă rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Și acum să ascultăm cuvântul Scripturii, așa cum îl găsim scris, iubiții mei, în
Epistola Apostolului Pavel, în întâia epistolă către Tesaloniceni, capitolul 4, cuvânt găsit la pagina Scripturii 1160, începem cu versetul 13 și încheiem cu versetul 18. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Că dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți, împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte și în urma acestui cuvânt plin de încurajare și de îmbărbătare și de nădejde, întreaga adunare de Domnului să spună un amin. Vă invit să ocupați locurile pentru mângâierea tuturor familiilor îndoliate, pentru îmbărbătarea lor și pentru zidirea noastră a tuturora. Din punct de vedere spiritual, ascultăm fanfara care va cânta un imn. Apoi Jason Lazea va prezenta o piesă muzicală. După aceea sora Gabi Brânză va cânta o cântare solo și în urma acestor puncte cuvântul Scripturii va fi vestit de pastorul din UPOP, pastorul Bisericii Baptiste Române din Chicago, Dumnezeu să-l inspire prin Duhul Sfânt. Amin. Amen.
Iisus și slăvit să fie în numele Lui în timpul grele și ușoare. My name is Jason and I'd like to play a song for you guys this morning. In English it's called Mansion Over the Hilltop. În românește se numește Doar o colibă. This is one of the last songs I played with Brother Mircea, and I'll never forget that moment. It was one of the highlights of my life. But before I play, I want to say a few quick words about my good friend. I could go on for days and days, and I think I speak for most of us from those who knew him, that he was a man who loved God, who loved his family, who loved his brothers and sisters in Christ. And he did so much for this community. He did so much for me personally. And I could never thank him enough, and I can never thank God enough for blessing him in my life. Of all the things that he accomplished within his short time here on earth, there are four accomplishments that stand alone as his most proud, and their names are Charlene, Jackie, Michael, and Danny. He loved you guys very much, and he always made that clear that you guys were his number one priority. So to the rest of the family, Donna, the Amare family, the Ardelan family, know that I love you guys very much. May God continue to bless you with strength and poise that you guys have illustrated over these last 10 days. May God bless you all. Thank you.
Noi trecem adesea prin voie de durei și plânsul nostru-i prea amar. Dar Domnul Iisus ne-i dă dulci mângăieri, comori de iubire și har. Când trâmbița sfântă curând va suna, ce-i minunată zi va fi. Cei dragi împreună cu Domnul vom sta și moartea pe-i veci va pieri. Și moartea pe-i veci va pieri. De-al morții fior suntem astăzi loviți, loviți chiar de încercarea grea. Dar noi în credință privim neclintiți spre ziua când ne-om revedea. Când trâmbița sfântă curând va suna, ce-i minunată zi va fi. Cei dragi împreună cu Domnul vom sta și moartea pe-i veci va pieri. Și moartea pe-i veci va pieri. Curând tot cei buni vor ieși din mormânt, cum Domnul ne-a făgăduit. La porțile slavei, în noul veșmânt, e locul frumos de-ntâlnit. Când trâmbița sfântă curând va suna, ce-i minunată zi va fi. Cei dragi împreună cu Domnul vom sta și moartea pe-i veci va pieri. Și moartea pe-i veci va pieri. Când trâmbița sfântă curând va suna, ce-i minunată zi va fi. Cei dragi împreună cu Domnul vom sta și moartea pe-i veci va pieri. Și moartea pe-i veci va pieri. Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mânghierile tale îmi înviorează sufletul. Amin. Amin. Clipa despărțirii e cea mai dureroasă clipă din viața noastră. Mulțime de gânduri negre ne frământă înăuntru și nimeni nu poate să ne dea vreo mângăiere. Atunci ne întrebăm de ce, acum, de ce mie, și nimeni nu poate să ne dea un răspuns. Dar Sfânta Scriptură spune, mângăierile tale îmi înviorează sufletul. Doamne, te rugăm prin Duhul Sfânt să mângăi în dimineața aceasta familia. Amin. Te rugăm să aduci încurajare și îmbărbătare în viața noastră și să ne faci să rămânem statornici, indiferent de circumstanțele vieții noastre. Amin. Astăzi, când suntem lângă sicriul lui Mircea Bembea, am vrea să vedem ce au făcut credincioșii dinaintea noastră. Atunci când inimile lor erau zdrobite, atunci când pierderile erau în dreptul lor, ce au făcut ei?
dar mă întreb, oare ce-a făcut Dumnezeu atunci când Fiul Său prea iubit, Domnul nostru Iisus Hristos, pentru dragostea ce ne-a purtat-o, a coborât din cer, din slavă, din glorie, pe pământul nostru și a murit acolo răstignit între doi tâlhari la cruce pe Golgota. Unul dintre poeții noștri români spune cuvintele următoare: de n-ai avut un fiu vreodată legat în lanțul cel mai greu, de nu ți-a fost o clipă dată un os îndit să strige tată, nu poți pricepe ce sunt eu. Dar dacă odrasla mea cea dragă s-a dat sub ochii mei pe altar, o cât aș vrea ca lumea întreagă în fața crucii să înțeleagă, căci eu sunt dragoste, sunt har, slăvit să fie Dumnezeu. Amen. El e dragoste, El știe inimile voastre, dragi copii. El știe pierderea voastră. El simte durerea pentru că a simțit-o prin Fiul Său aici pe pământ, când a stat lângă mormântul lui Lazar și a plâns, a plâns cu durere. Ce fac credincioșii? Am auzit că o mamă care și-a pierdut fiul s-a îndreptat spre Dumnezeu și a strigat: Doamne, unde ai fost atunci când copilul meu a murit? Și pastorul i-a spus: exact acolo, pe tron, în slavă și în glorie, unde a fost și atunci când Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru, a murit la cruce. Ar vrea să ne uităm într-un text în dimineața aceasta și succint să privim la trei lucruri pe care le-a înțeles Iov în ziua în care a trăit niște evenimente deosebite de grele pentru el, când val după val au venit și au lovit în casa lui, când a pierdut toată averea, când a pierdut toate lucrurile, toți prietenii și și-a pierdut și familia. Și cuvântul Domnului spune că atunci Iov s-a sculat și s-a sfâșiat mantaua și a tuns capul, apoi aruncându-se la pământ s-a închinat și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Când gânduri grele, negre, ne frământă cu mulțimea în inima și în mintea noastră, ce facem noi? Eu, omul care are certitudine, omul care crede în înviere, omul care spune: ochii mei îl vor vedea pentru că știu că răscumpărătorul meu este viu, slăvit să fie numele. Și știu că la urmă ochii mei îl vor vedea. S-a citit un text frumos în dimineața aceasta și am auzit o cântare extraordinară care ne-a vorbit despre trâmbița lui Dumnezeu care va suna cu glasul unui arhanghel și toți cei ce au murit în Hristos vor învia, slăviți să fie Domnul. Avem speranță, avem nădejde, avem certitudine că cei ce au crezut în Domnul Iisus Hristos și au predat viața în mâinile lui vor trăi cu el în slavă și în glorie. Priviți la Iov, un om zdrobit, un om lovit, un om foarte încercat, un om care a fost foarte prosper, un om fericit, un om care s-a bucurat de copiii lui, care i-a purtat în brațe, care a arătat toată gingășia față de ei. Un om care avea tot ce își dorește, dar mai presus de orice, avea credință în Dumnezeu, care i-a fost de valoare atunci când val după val au bătut în casa lui. A venit o zi cruntă, grea. Dușmanii au furat turmele și tot ce avea Iov. A venit foc din cer și a nimicit tot din casa lui și apoi a venit vestea cea tristă și a spus: fii și fiicele tale au murit. Și atunci Iov, cu inima sfâșiată, și-a rupt mantaua, s-a aruncat înaintea lui Dumnezeu și
A spus câteva lucruri. El declară în mijlocul durerii și a suferinței credința lui fermă în Dumnezeu și el rămâne neclintit, e statornic pentru că el se încrede în Dumnezeu. Și aș vrea să pun întrebarea, cum a putut Iov să facă aceste lucruri când gânduri grele au năpădit în inima și în viața lui? Aș vrea să observăm că Iov știe că Dumnezeu este sursa vieții. El spune, Domnul a dat. El este cel care te-a creat, cel care m-a creat, el este cel care ne-a făcut după chipul și asemănarea lui, ne-a așezat în locul cel mai frumos din universul acesta și în fiecare dimineață, în răcoarea dimineții a coborât și a stat în părtășie cu omul. Dumnezeu ne-a făcut nu doar pentru un timp efemer pe pământul acesta, ci ne-a făcut pentru vecie, slăvit să fie El. Amen. El are un plan cu fiecare din noi, de aceea ne-a cercetat prin Fiul Său, vorbindu-ne când într-un fel, când în altul, dar la împlinirea vremurilor ne-a vorbit însăși prin Fiul și El a coborât pe pământul nostru. Și cine l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos, l-a văzut pe Tatăl. Și cine l-a înțeles pe Tatăl, a înțeles dragostea Lui și binecuvântarea veșnică pe care El o oferă oamenilor. Domnul ne-a făcut și atunci când am fost păcătoși, când am greșit, în dragostea Lui și-a arătat mila față de noi și prin Domnul Iisus Hristos ne-a dat viață veșnică, viață indestructibilă, viață din Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Amin. Un poet spune, cum poți numi viață o viață care trece când azi ești în picioare, iar mâine poți fi rece? Domnul ne vorbește despre viața veșnică, ne vorbește de ceva care nu are sfârșit și Domnul este acela care prin credință binecuvântă pe fiecare dintre oamenii care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Toate clipele de bucurie, de fericire pe care le trăim aici pe pământul acesta au un sfârșit, totul este efemer aici, dar dincolo e veșnicia, e slava, e gloria. Iov a înțeles că sursa vieții este Dumnezeu. Noi suntem din Dumnezeu, în El avem viața și mișcarea, suntem de neam din Dumnezeu, mai mult de atâta. Privind Iov la lucrurile care se petrec în jurul lui, cu fața în țărână, cu mantia ruptă, cu părul tuns, înconjurat de atâta suferință și durere, Iov îl înalță pe Dumnezeu și e conștient că Dumnezeu este suveran peste lungimea vieții. Înainte ca să ne naștem pe pământul acesta, Dumnezeu cunoaște toate zilele noastre. Și când mâna aceea apare în Babilon și scrie pe tencuiala dinaintea împăratului, când el se cutremură și se îngrozește, când Daniel vine și îi tălmăcește scrierea aceea, Daniel îi aduce aminte și spune, Dumnezeu în mâna căruia este viața ta și toate căile tale, Dumnezeu care te cunoaște. Iov înțelege că Dumnezeu este Cel care cunoaște toate zilele noastre și de aceea el supus lui Dumnezeu e plecat înaintea lui și spune aceste cuvinte, Domnul a dat, Domnul a luat, El este suveran, viața noastră e efemeră, au trăit oameni pe pământul acesta, dar toți au trecut, și cei mai puternici ca și Samson, și cei mai înțelepți ca și omul din Vechiul Testament, înțeleptul Solomon, toți au trecut. Și noi într-o zi vom trece, pentru că viața este efemeră. Și Iov înțelege aceasta și în suferința lui, în durerea lui, el spune un lucru foarte important care în dimineața aceasta ne va ajuta și pe noi să putem trece biruitor peste această despărțire. Iov știe că Dumnezeu este mai important decât ceea ce se întâmplă în viața lui. El știe că relația pe care o are cu Domnul e nu doar pentru 50 de ani, nu doar pentru 100 de ani, nu doar pentru 1000 de ani,
ci relația pe care o are cu Domnul este pentru vecie. De aceea el stă înaintea Domnului și spune: binecuvântat să fie Domn. Amin. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. El a dat pentru o vreme și v-a dat un tată plin de dragoste. Am văzut aseară oameni mari, puternici, cântând la trompetă, cântând în fanfară și cântându-le curgeau și roaie de lacrimi. M-am cutremurat atunci când fratele păstor a amintit cum intra cu copilași în brață în mijlocul bisericii. Ni l-a dat pentru o vreme, Domnul. V-ați întâlnit la atâtea evenimente și v-ați bucurat împreună. Iată, astăzi ne-am reunit aici ca să ne despărțim pentru o vreme. Suntem conștienți că Domnul a dat. Suntem conștienți că nu s-a întâmplat nimic fără voia lui Dumnezeu. Și suntem conștienți că Dumnezeu e mai important ca orice. Cum mângâie pe cineva o mamă, cum mângâie pe cineva un tată, așa vă voi mângâia eu, spune Domnul Dumnezeul cerurilor. Și aș vrea să închei în dimineața aceasta spunându-vă că pentru o vreme scurtă, poate de 4-5 ori, l-am întâlnit și eu pe Mircea Bembea în biserica noastră, venind și slăvind și cântând lauda Domnului. Am fost impresionat, dar mi-a părut că totdeauna e grăbit, parcă e grăbit și parcă de pe o scenă pe alta, dintr-o biserică în alta, a alergat ca să slujească și să laude pe Domnul. Parcă a fost grăbit și la plecare. El mi-a frânt puterea în drum. La jumătatea zilelor, am spune noi. Așa îmi spune omenește. Dar Dumnezeu spune nu. S-a sfârșit alergarea lui și alt plan are Dumnezeu. În dimineața aceasta, mă rog ca mângâierea lui veșnică să fie în inimile voastre, în inima mea, în inimile noastre. Și mângâierea Lui și credința pe care o avem în Domnul să ne facă să putem să rostim în dimineața aceasta din toată inima, cu toată certitudinea: Maranata, Domnul nostru vine, fiți gata pentru întâlnirea cu Dumnezeu și Domnul să se îndure de noi de toți. Amin. Amin. Iubita adunare, vă invit ca să slujim în continuare împreună cu cântarea numărul 1, apoi fanfara va aduce un imn înaintea Domnului, după care va predica fratele Iacob Lazia, un prieten bun al lui Mircea Bembea. Dorim ca adunarea din această dimineață să fie binecuvântată de Domnul. Amin. Dacă nu vă cer prea mult, ne ridicăm pe picioare. Cântarea spune: pe calea îngustă e luptă, plăceri de șertăciuni pe anus. Domnul Iisus Hristos s-a ridicat în mijlocul mulțimei și a strigat tare: Eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă Domnul Iisus Hristos a adus această exclamare așa de puternică, zguduitoare, până la noi s-a ajuns, vreau să vă spun că pe calea aceasta e o luptă. E lupta noastră, în primul rând, cu firea, cu lumea care ne înconjoară, pentru ca să ajungem acolo în împărăția Lui. Doamne, ajută la fiecare să luptăm, să ajungem la Domnul cu toată adunarea. Amin. Pe calea îngustă e luptă, plăce-te șertăciuni pe anus, nu-i împodobită, dar iată, și e bună că duce în sus. Drept la cer, drept la cer, conduce, conduce, a lupta este bine pe ea, drept la cer,
aceasta. În viața aceasta nu ține așa mult, deci mă pierde fără de folos. Mergi pe calea aceasta cu arân, căci ea te duce până la Hristos. Yes, drept la cer. Drept la cer, drept la cer.
Mai întâi de toate aș dori ca să înalți numele lui Dumnezeu Tatăl nostru, Creatorul Universului, Creatorul nostru și Tatăl nostru. Să laud și să proslăvesc numele Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul sufletelor noastre și pe Duhul Sfânt, Mângăitorul sufletelor și vieților noastre. Amin. Ne apropiem de sfârșitul ultimei slujbe în care îl avem pe fratele nostru Mircea Bembea aproape de noi. În seara care a trecut și în dimineața aceasta am auzit cuvinte rostite de oameni care l-au cunoscut, de slujitori al lui Dumnezeu, de păstori, de oameni a căror viață a fost schimbată datorită acestui om. Și acum îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dăruit oportunitatea aceasta și mulțumesc fratelui Luca pentru ocazia pe care mi-a dăruit-o ca să vorbesc în calitate de prieten foarte bun al fratelui Mircea Bembea. Mă bucur să am oportunitatea aceasta, deși printre noi în dimineața aceasta sunt foarte, foarte mulți care inima lor este cernită de durere tot atât de mult ca și mine, care au fost prieteni apropiați și am fost tentat să pomenesc câteva nume, dar cu teama că voi uita pe cineva, aș dori ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Voi vă știți cine sunteți. Fratele Luca mi-a spus să vorbesc cât vreau, pentru că știu că sunt prietenul lui. N-aș vrea să pun încercarea nimănui la un test în dimineața aceasta. Dar lăsați-mă să vorbesc puțin, pentru că l-am cunoscut pe acest bărbat. Și dacă s-au spus și s-au scris atâtea lucruri despre el, vă rog mai aveți puține minute, câteva momente, ca să-mi dați mie oportunitatea și șansa aceasta, în răbdare și în dragoste, să rostesc câteva cuvinte. Iubiți copii, sigur că voi îl cunoașteți pe fratele Mircea, pe tatăl vostru, mult mai bine decât mine. În aspecte ale vieții, mult mai intime decât mine. Dar poate și că am rezumat în momentele acestea, aș dori să vorbesc câteva cuvinte care au, și cuvintele acestea au menirea ca încă o dată să sublineze și poate unele să fie noutăți pentru dumneavoastră. Vreau să vă spun în primul rând că și să vorbim despre lucrarea fratelui Mircea Bembea. Lucrarea fratelui Mircea Bembea a fost o lucrare, în primul rând, văzută de mulți oameni. Prezența celor aproape 1000 de oameni aseară și a celor care au urmărit acest serviciu funebru de aseară a fost o dovadă că lucrarea acestui om a fost o lucrare văzută de oameni. Și apreciată de cei mai mulți, nu de toți. Lucrarea acestui om a fost și o lucrare nevăzută. Și am să vă spun doar o experiență. Eram, mi se pare, în anul 2007 la o întâlnire frățească la Sacramento. Și s-a ținut un program, o slujbă divină în casa lui Dumnezeu. Și la terminarea slujbei divine a venit la mine un bărbat tânăr și m-a întrebat: auzi, frate Iacob, tu știi cine sunt? Și am spus: îmi pare foarte rău, dacă probabil a stat puțin mai mult să mă gândesc, probabil că mi-aș aduce aminte de tine. Dar ca să nu pierdem timpul, n-ai vrea să-mi spui cine ești? Și bărbatul acesta mi-a spus:
Vreau să spun că eu, când am fost copil, am emigrat în Statele Unite, în Chicago, și am stat acolo o perioadă oarecare de timp și apoi, în anii tinerețe, am plecat și ne-am mutat aici, în Sacramento. Și aș vrea să spun o întrebare. Nu m-a întrebat de nimeni altcineva decât despre o persoană care i-a schimbat viața lui. Și m-a întrebat ce face fratele Mircea Bembea. Și i-am spus că face bine. Mi-a spus el, aș vrea să spun ceva. Părinții mei erau atât de ocupați, erau la lucru. Aveam întrebările vieții mele ca tânăr. Dar fratele Mircea a venit la mine și s-a lipit de inima mea. Și pentru că știa că nu pot să mă deplasez, pentru că nu conducea, fratele Mircea s-a oferit ca să vină la el acasă, să-l ia și să-l involveze în fanfară, să-l învețe să cânte în fanfară. Și spunea omul acesta că a rămas un cântăreț în fanfară și că viața lui a fost schimbată și mi-a plăcut afirmația lui. Viața lui a fost schimbată de Dumnezeu. Dar fratele Mircea a ajutat foarte mult la schimbarea aceasta. Și am stat și m-am gândit ce întoarcere autentică și adevărată la Dumnezeu. La Dumnezeu nu ne întoarcem datorită oamenilor, ci ne întoarcem datorită jertfei Domnului Iisus de la Calvar. Și meritul îl are Dumnezeu. Dar ce bine este să fim instrumente la îndemâna lui Dumnezeu. Nu doar atunci când este o sală plină, când sunt convenții sau adunări și când nu te vede nimeni pe străzile orașului, să-ți iai copiii, să-i pui în mașina ta, să-i strântorești, să mai pui încă doi sau trei, să-i duci la casa lui Dumnezeu și să te lupți, să ai răbdare, să înveți să cânte împreună cu cei care erau avansați, să-i convingi că mai este nevoie de unul care să intre în rânduri și spre gloria lui Dumnezeu să cânte toți. Lucrări nevăzute, câte din acestea nu sunt. Vom avea ocazia în împărăția lui Dumnezeu și timp să le discutăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru totdeauna. Lucrarea fratelui nostru Mircea Bembea a fost o lucrare în primul rând văzută și apreciată de cei mai mulți și o lucrare nevăzută, dar văzută de Dumnezeu care vede totul. Amin. Amen, amen. Păi, al doilea rând, aș vrea să vă spun că fratele Mircea a fost un om foarte iubit. Din nou, are rost să mai fac afirmații la acest punct. Ele au fost făcute de copii în cuvintele scrise în programul de aseară, rostite de fiica cea mai mare, Charlene, afirmată de copiii lui în particular, confirmată de păstorul care a slujit alături în comunitatea din Chicago. Dar nu pot să uit o afirmație pe care a făcut-o mama lui. Eram în România cu familia și când am ieșit din biserica din Bujac într-o joi seara, Danusia mi-a spus, auzi Iacob, stai puțin, uite-te, acolo este mama fratelui Mircea, sora Ana. Ne-am dus, ne-am întâlnit cu ea, am vorbit câteva cuvinte și am întrebat-o, vrei să transmiți ceva copilului dumneavoastră? Și dânsa mi-a spus niște cuvinte care nu le-am uitat niciodată și care l-au făcut pe fratele Mircea să-și pună mâna în palmele lui și să lăcrimeze. Sora Ana ne-a spus, spune-ți lui Mircea că el este iubirea sufletului meu. Fratele Mircea a fost un om iubit și un om care a știut să-și iubească. Fratele Mircea, în al treilea rând, a fost un prieten adevărat. A fost un prieten adevărat.
Un prieten adevărat este prietenul care nu-ți spune ce vrei să auzi sau ce-ți place să auzi. Prietenul adevărat este prietenul care îți spune ce trebuie să auzi. Oamenii în ziua de astăzi nu vor asemenea oameni pe lângă ei. Oamenii se înconjoară de oameni cărora le place să audă ce vor ei, să fie lăudați. Fratele Mircea a fost un om obiectiv. Fratele Mircea, prietenul meu, a fost un om care mi-a spus ce a trebuit să-mi spună. Să mă mustre când a trebuit să mă mustre și să pună mâna în jurul meu și să mă strângă către el să-mi spună că-mi iubește. A fost un prieten adevărat. Sunt cunoscut în comunitatea aceasta ca soțul lui Danusia. Sunt cunoscut ca și ginerele familiei Vlad. Într-o măsură oarecare sunt cunoscut ca și un lucrător în orașul acesta și în Biserica Ghețimani. Dar în ziua de astăzi am primit un nou titlu oficial din partea fratelui Vasile Deac. Și dacă voi fi cunoscut de aici înainte și ca prietenul lui Mircea Bembea, accept titlul acesta și numele acesta. Sunt mândru că am fost prieten cu Mircea Bembea, pentru că el a fost un prieten adevărat. Un prieten adevărat care vorbea de ceilalți prieteni a lui de bine. Și în dimineața aceasta am cunoscut un alt prieten foarte bun de-a lui Mircea, de care de multe ori când mă întâlneam cu el pe străzile acestui oraș, fratele Mircea Bembea îmi spunea, când eram la lucru, auzi, Jacob, am un prieten pe care aș dori neapărat să-l cunoști. Și am spus, cine-i prietenul acesta al tău? Și în dimineața aceasta am avut ocazia să-l cunosc pe domnul Michael Daniels, un om care l-a ajutat atât de mult, pe fratele Mircea și familia lui. Mr. Daniels, may God bless you. A fost un prieten adevărat. Apoi a fost un om foarte harnic. Cum spunea fratele Dinu Pop, era totdeauna grăbit. Că era cu mașinile de sânduit, era grăbit. Că era în drum spre biserică, era grăbit. Că era în drum spre casă, era grăbit. Era tot timpul grăbit. În zilele acestea, după trecerea fratelui Mircea, înaintea mea, la un semafor, a fost o mașină care avea pe bumper stickerul acela o inscripție care m-a făcut să mă gândesc la el. Și este atât de adevărat în dreptul lui Mircea. Era în limba engleză. This world is so mean and my job is so hard. My clothes are all dirty. But my money is clean. Fratele Mircea alerga mereu, de multe ori transpirat, muncea greu. Lada pe care fratele Mircea a stat și a dirijat nu a fost un loc de muncă pentru el. Banca pe care a stat, sala în care a fost și în care a muncit, pentru el n-a fost un loc de câștig. El n-a luat un penny pentru toată slujba pe care a făcut-o. Pentru că el nu a vrut să accepte un câștig din acesta trecător. Pentru că a știut că ceea ce face pentru Dumnezeu este și merită mult mai mult. Și Dumnezeu, care cunoaște totul și vede totul, într-o zi, cum Dumnezeu știe și Dumnezeu care este drept, va răsplăti lucrarea pe care a făcut-o acest om al lui Dumnezeu, fratele Mircea. Al cincilea rând, fratele Mircea a fost un om nedreptățit, dar a fost un om care a putut să ierte. În al șaselea rând, a fost un om care s-a luptat pe calea aceasta a credinței până în ultima zi. Martin Luther King a spus, dacă nu poți să zbori, aleargă. Dacă nu poți alerga, umblă.
Dacă nu poți umbla, târăște-te. Dar nu te lăsa bătut și du-te înainte până la capăt. Parcă în cuvintele acestea văd întreaga viața lui Mircea, care cu avânt și cu devotament a lucrat pentru Dumnezeu. Și aș vrea să știți că el a lucrat și a făcut slujba lui Dumnezeu cu atâta devotament, pentru că a știut că darul pe care l-a avut nu a fost un dar pe care, nu a fost ceva ca și pe care l-a căpătat prin instruire sau prin munca aceasta omenească, deși a făcut lucrurile acestea și tot ce a făcut, a făcut înspre mai bine. El n-a spus că e destul niciodată, in improvements. Dar a înțeles că viața, că darul pe care îl are este primit de la Dumnezeu și tot ce a făcut, a făcut pentru slava și onoarea lui Dumnezeu. Și în mărturia unui frate de aseară a spus, când fanfariștii au venit cu niște partituri din acestea clasice, el a spus, acestea sunt gunoi pentru biserică. Și am auzit de atâtea ori rostind cuvintele acestea, cântați cântările Domnului. Autorii cântărilor noastre trebuie să fie autori care au fost inspirați de Duhul lui Dumnezeu. Cântări inspirate din Scriptură și din Duhul lui Dumnezeu, primite direct de la Dumnezeu. Și aș dori, dacă l-ați iubit pe fratele Mircea și l-ați ascultat și știu ca să cu lucrul acesta, continuați lucrarea aceasta. Lăudați-L pe Dumnezeu în adunări, cu laudele Lui, cântări din Scripturi, ca numele Lui Dumnezeu să fie onorat în casele noastre de închinare, slăvit să fie Domnul. Ar mai fi multe de spus, dar mă opresc aici. Cu aceste cuvinte de apreciere la adresa fratelui Mircea, aș dori doar câteva cuvinte pentru dumneavoastră, stimați copii. Ca unul care a trecut pe aici, de la vârsta de 20, de la vârsta de 12 ani, ce repede trece viața aceasta. Sunt 40 de ani de când lângă sicriul tatălui meu am stat într-o stare pe care o aveți probabil voi în zilele acestea. Și aș vrea să vorbesc doar câteva cuvinte, pentru că aș dori ca Dumnezeu să vindece inimile voastre și să lucreze și să fie un nou început pentru viețile voastre. Amin. Primul pas este pasul acesta pe care l-am pășit toți împreună, iubiți copii. Cu voi am pășit împreună pasul acesta în ziua de sâmbătă, 6 iunie. Este șocul, primul pas pe care l-am făcut. Și mărturia fraților ne-a spus cum au auzit ei despre trecerea din viață a tăticului vostru. Este această stare de șoc. Mă trezesc de multe ori și dimineața, sau noapte, miez de noapte, mă trezesc. Și pentru că te gândești la unele lucruri, parcă când te trezești, acolo este mintea ta. Și când mă trezesc și vine gândul acesta că fratele Mircea a trecut din viață, îmi doresc că este doar un vis, doar un coșmar. Și vine dimineața și mă trezesc la realitate că Mircea este tot printre noi, dar nu este. Trezim dimineața și vedem că el nu mai este lângă voi, numărul de 773 616 6600. La numărul acela nu va mai răspunde Mircea, nu știu cine va răspunde. Am avut o relație foarte bună cu fratele Gaode. De mult stăteam aproape și de multe ori când veneam de la lucru, îmi spunea, frate Iacob, mergem la adunare, nu-mi dădea opțiunea asta, merg sau nu merg, mergem la adunare. So, mă îmbrăcam și îl duceam la adunare. După ce a trecut la domnul fratele Gaode, am sunat la numărul acela și a răspuns o spaniolă. Anii vor trece, nu știu cine va răspunde la telefonul acesta. Dar oricine va suna la numărul acesta nu va mai răspunde Mircea. Este o stare de șoc care durează un timp oarecare. Lucrul acesta este un lucru normal. Dar nu trebuie să vă opriți aici. Este un alt pas pe care îl veți face, vreți sau nu vreți. Probabil că ați pășit în el. Este pasul acela când veți sta de vorbă cu Dumnezeu și îl veți întreba pe Dumnezeu, Doamne, dar de ce? De ce Tatăl nostru? De ce Michael? Why my father? De ce Tatăl nostru? De ce acum? De ce nu mai târziu? De ce nu alții? De ce nu peste 30 de ani? Era nevoie printre noi. Este ok să-L întrebați pe Dumnezeu.
Dacă Dumnezeu vă va răspunde de ce e ok, dar Dumnezeu va răspunde într-o zi. Au trecut 40 de ani și mereu mă întreb și ce-ar fi fost dacă într-o zi ca și cea de 6 iunie un accident tragic n-ar fi smuls un tată de la 10 copii. Dar vreau să vă spun ceva. Dumnezeu este acel care poartă de grijă. Nu contează dacă primim sau nu răspuns la întrebările noastre. Și aș vrea să nu vă opriți nici aici, să mai faceți un pas. Un al treilea pas este pasul când veți plânge, veți fi singuri. Într-o societate când îți spune să fii tare, într-o societate când oamenii spun ăsta nu-i lider, domnule, că plânge. Un lider trebuie să fie tare. Noi nu suntem din lumea aceasta, noi suntem din casa lui Dumnezeu. E ok să plângeți. Probabil că încă sunteți în starea aceasta de întrebări când îl întrebați pe Dumnezeu. E ok să plângeți. Și Iisus a plâns. Atunci când plângi, îți lași amarul sufletului. Te eliberezi de dureri. Și Dumnezeu lucrează și ne trece la o altă stare, la un alt pas, la care aș dori ca să ajungeți și voi. Este un pas pe care vă rog și cuvântul lui Dumnezeu vă invită ca să-l faceți. Este pasul pe care să-l faceți ca să-l căutați pe în căutarea lui Dumnezeu. Ca El să vindece inimile voastre. Amen. Vedeți, noi suntem aici adunați așa de mulți și rostim cuvinte de condoleanțe. Suntem aici, vă îmbrățișăm. Dar este unul care poate face mult mai mult. Este unul care poate să vindece inima voastră. Psalmistul spune în Psalmul 51, versetul 17, în partea a doua, că Dumnezeu nu disprețuiește o inimă mâhnită și zdrobită. Căutam un om care să mă ajute într-o problemă la servici, să-mi fac un molding foarte complicat. Nu știam unde să mă duc, am căutat peste tot. Mi-am adus aminte că cu mulți ani în urmă era un om în vârstă care mi-a făcut o lucrare ca aceasta și n-am știut unde să-i găsesc numărul de telefon. Am alergat în stânga, în dreapta, unde știam, m-am dus acolo, m-am dus cu mașina pe străzi până când dintr-o dată am găsit în Skoghi locul acela unde omul acesta în vârstă mi-a rezolvat problema. Era deja magazinul închis. Am bătut la geam și pentru că am văzut lumină și cineva a ieșit afară și mi-a răspuns: auzi, îl caut pe un om, era aici un om în vârstă, mai trăiește? Și spunea el: cine? Pe Bud? Și mi-a adus aminte de numele lui. Yes, Bud. El încă trăiește și zic: cum poate să te ajute? Cum pot să te ajut? Și spunea el, a spus: auzi, am un molding foarte complicat și nimeni n-a putut să-mi rezolve problema asta. Ați putea să-mi rezolvați problema asta? Și zice: problema asta este destul de complicată. Am să-i o dau lui Bud dimineață, pentru că el are o vorbă. He can fix everything but a broken heart. Și am spus acelui om: nicio problemă, pentru că știu pe unul care poate să vindece și să pună la loc inimi zdrobite. Și acesta este Dumnezeu. Nimeni nu va putea să vindece inima voastră, nici prietenii, nici nimic din lumea aceasta nu căutați, ca să nu vă irosiți timpul vostru. Alergați spre Dumnezeu. Amen. Puneți inima Lui înaintea lui Dumnezeu. Amen. Ca El să vindece inima voastră. Amen. Dar aș vrea să mergeți puțin mai departe. Și anume, aș dori ca să lăsați ca Dumnezeu să schimbe viețile voastre. Nu doar El să repare inima voastră și să nu mai simțiți durerea aceea și să vă obișnuiți poate cu gândul că și alții au murit și vor mai muri și alții. It's ok. Aș vrea ca Dumnezeu să schimbe și să transforme viața voastră. Amen. Și nu numai a voastră, viața noastră a tuturor. Amen. Am un cuvânt din partea lui Dumnezeu în privința aceasta și cuvântul este scris la Osea, la capitolul 6, versetul 1 și versetul 2.
veni să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Slăvit să fie Domnul! Uite că Dumnezeu în dimineața aceasta vine și ne spune că n-a fost o întâmplare, un accident stupid, o clipă de neveghere sau o femeie neatentă care a trecut pe stradă și a condus neatent. Ci este Dumnezeu care ia creditul la lucrul acesta, pentru că în mâna lui Dumnezeu sunt toate zilele vieții noastre. Dacă nu se întâmpla pe o stradă, i-am spus unui prieten, se întâmpla acasă în pat. Dar a sosit ceasul când Dumnezeu l-a chemat acasă. Ce vom face noi în urma plecării fratelui Mircea? Eu cred că cel mai bun cadou ar fi cadoul când în împărăția lui Dumnezeu să vadă pe Charlene, pe Jacqueline, pe Michael, pe Daniel. Să-și vadă verișorii. Am adus în dimineața aceasta aminte de un cuvânt românesc. Limba română e mai frumoasă decât toate limbele de pe pământ. De verișorii dulci. Cred că Mircea vrea să-i vadă pe toți verișorii lui dulci acolo. Amen. Pe nepoți, pe rudenii, amen, pe tatăl lui din România despre care spunea atâtea lucruri și pe care îl cunosc din poveștile lui. Și pe noi toți care am fost prieteni, ascultători în dimineața aceasta, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amen. Vreau să închei un cuvânt pe care aș dori să-l observăm în cuvântul din dimineața aceasta. De la Tesalonicene, omul lui Dumnezeu Pavel vorbește și amintește o expresie și un cuvânt. Împreună, împreună cu Iisus și împreună cu voi. Frați și surori, stimați copii, nu totul se oprește aici. După o zi de Paști, m-am dus la lucru și pentru că portarul de la buildingul acela mă cunoștea că sunt credincios, m-a întrebat cum a fost de Paști la biserică. Vorbit, am celebrat și ne-am adus aminte de învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Și spunea el, Jacob, tu crezi în înviere? A spus, din toată inima mea. Și el a spus, Jacob, un om mort este un om mort. Așa vorbește lumea. Dar noi vorbim ca niște oameni care îl cunoaștem pe Dumnezeu. Pe Iisus care este calea, adevărul și viața. Iisus care a murit pentru noi, pentru cei păcătoși. Dar a înviat a treia zi după Scriptul, slăvit să fie numele Lui. Amen. Un om mort nu este un om mort. Ci cei care cred în El, a spus Domnul Iisus, cine crede în mine, nu va vedea moartea, ci va trece din moarte la viață. Frați și surori, este un eveniment pe care Biserica lui Dumnezeu îl așteaptă. Nu știu că suntem preocupați de evenimentul acesta, un eveniment care va schimba istoria omenirii. Este un eveniment pe care oamenii lui Dumnezeu îl așteaptă, martirii. Cei care și-au sfârșit alergarea pe calea credinței, ostașii din armata Domnului, așteaptă semnalul Domnului nostru Iisus Hristos și al lui Dumnezeu. Și spune cuvântul aici, căci însuși Domnul cu un strigăt. Și când vorbește cuvântul de un strigăt, se referă aici în original la strigătul sau la comanda unui capitan de armată, a unui comandant militar. Marele nostru comandant, Iisus Hristos, într-o zi va chema pe ai Lui acasă și nu ne va opri nimeni. Aleluia. Nu ne va opri nici sicriul, nici pământul, nici sărâna, nici puterile văzduhului, nici oamenii de pe pământ. Când ne va chema Iisus Hristos acasă, întâi morții care au murit în Hristos și apoi cei care vor fi în viață vor fi schimbați și transformați. Și apoi vom fi cu toții împreună cu Domnul și împreună noi toți slăviți să fie Domnul. Aleluia. Orice zi. Dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, la ce folos să câștigi toată lumea? M-am gândit la Mircea. Dacă Mircea nu-și petrecea timpul și joile seara și marțile la repetiții și Mircea ar fi trecut în veșnicie și n-ar fi făcut nimic pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și în urma lui Mircea ar fi rămas 10 buildinguri. La ce folos? La ce folos?
În urma lui au rămas binecuvântării. Numele lui Dumnezeu va fi lăudat în continuare, pentru că acest om a renunțat la lucrurile acestea, un om modest, un om de o modestie fantastică, un om care s-a născut într-o familie unde a avut tot ce a trebuit, dar el a ales să fie modest, dar să slujească pe Dumnezeu. Nu știu care vom zbura spre veșnicie în anii care ne-au mai rămas, care vom alerga, vom merge, dar dacă va trebui să ne târâm și să trecem linia de sosire în veșnicie, haideți să o facem, pentru că se merită. Dumnezeu să binecuvinteze inimile voastre, să le vindece, a noastră a tuturor, și numele Domnului să fie lăudat astăzi și până în ziua veșniciei. Amin. În ziua de apoi, când vom fi toți chemați, cu o parte din fanfariși, ca să nu, acopere adunarea, iar ceilalți vor cânta împreună cu noi această cântare. Cu numărul 4, căutați-o, vă rugăm frumos și vă invit să lăudăm pe Domnul. Este câteva, probabil, minute, jumătate de oră, o oră și la groapă și ne vom despărți de acest om care a iubit și a fost nelipsit de la înmormântări. O amintire mi-a rămas marcată și nu voi uita niciodată. Fratele Luca a primit o veste, zice, trebuie să înmormântăm o femeie care n-are pe nimeni. Nu-i membră nicăieri, toți au refuzat-o și a ajuns să o mormânteze Biserica Betania. Eram și eu atunci și eram la începutul acestei lucrări frumoase și așa de frig era afară. Și eu m-am exprimat așa, mai... ca un credincios mai slăbuț un pic, zic, frate Luca, chiar vrei să facem o slujbă pe frigul ăsta? A venit soția cu mine, când mă uit numai fratele Gaude, și vine și fratele Mircea cu vreo câțiva fanfariști, 3 sau 4, un frig afară, încă așa frig eu n-am întâlnit în Chicago. Fratele Luca zice, facem serviciu ca pentru Domnul, fără nicio diferență. M-am uitat la el, zic, serios, frate Luca, absolut fără nicio diferență. Suntem chemați să lucrăm la fel. Și într-adevăr, așa a fost. A scos instrumentul Mircea, a suflat în el să-l încălzească și în cele din urmă a izbucnit o cântare de laudă. Pe marginea drumului, cel mai slab loc unde putea să îl primească și această femeie într-un cimitir. Iubiții mei, ca să faci lucrul ăsta trebuie să îți placă și să ai o pasiune pentru lucrare. Dumnezeu este Cel care răsplătește. El nu uită un pahar de apă, dar un ger, o zi îngeroasă, frig și să-ți înghețe degetele. La acelea țărmuri din col de râu, haideți să o cântăm împreună cu o parte din fanfarești, dăm te rog, ia, dăm... În ziua de apoi, da, în ziua de apoi, când vom fi toți chemați, când cei sfinți întâlnesc pe Domnul lor. În ziua de apoi, când vom fi toți chemați, când cei sfinți întâlnesc pe Domnul lor, când străinul va ajunge în patria sa, laudă Domnului vom fi acolo. Noi vom fi toți acolo, toți acolo, în marea zi de apoi, în marea zi de apoi, când cei sfinți vin acasă, când cei sfinți vin acasă, laudă Domnului vom fi acolo.
Yes, Domnul este aici și îl simțim din plin, îi simțim prezența prin mângâierile pe care ni le-a dat și ni le oferă, mai ales acestei familii și familiilor apropiate. Și lăsăm ca în continuare să ne mângâie prin cântarea pe care o va cânta un grup de tineri, Emanuel Ban, împreună cu un grup de tineri, o piesă muzicală și apoi ne vom apropia de încheiere aici, la casa funerală. Mai avem câteva momente, câteva minute, circa 7 minute, poate 10, și vom încheia această adunare de doliu.
Dați-mi voie să prezint familiile sau persoanele care sunt cele mai încercate în această zi, în aceste zile. Și să încep cu acela care noi îi aducem omagiu, vorbim despre el. El nu are nevoie de vorbirile noastre, dar noi suntem învățați de Biblie să nu uităm pe înaintașii noștri, să nu uităm pe cei care ne-au învățat, pe cei care ne-au crescut, pe cei care ne-au educat. Mircea Bembea a venit în lumea finită, în lumea umană, în august 14, 1962 și a plecat în lumea infinită, în lumea fără timp și spațiu, în iunie 6, 2015. El a încheiat legământul cu Dumnezeu Tatăl prin credința în Domnul Iisus Hristos la vârsta de 18 ani în Biserica Gloria din Bujac, Arad. Mircea Bembea a experimentat botezul cu Duhul Sfânt. Noi, creștinii pentecostali, credem în botezul cu Duhul Sfânt și promovăm sau, dacă vreți, vorbim despre această lucrare supranaturală pe care numai Domnul Iisus o face. Oamenii nu botează cu Duhul Sfânt, Domnul Iisus botează cu Duhul Sfânt. Și Domnul Iisus l-a botezat pe fratele Mircea cu Duhul Sfânt la vârsta de 14 ani. A venit într-o familie, în familia fratelui Petru și a sorei Ana Bembea. Mama lui, sora Ana, a plecat la Domnul, tatăl său se află în Arad. Dumnezeu să-l mângâie. Amin. A avut o singură soră de corp, Delia Bembea, care s-a căsătorit cu Dorul Onița. Dumnezeu le-a dat 6 copii, pe Mircea, pe Valentin, pe Corina, care s-a căsătorit cu Jonathan Palic, pe Flaviu, care s-a căsătorit cu Ronela Oniță, pe Raul și Alex. Fratele Mircea Bembea s-a căsătorit cu sora Daniela Amarei în 1987. Dumnezeu i-a binecuvântat cu 4 copii, cu Charlene, Jackie, Michael și Daniel. Rudenile mai apropiate de familia Bembea sunt familiile Ardelean, verișorii lui primari, sunt într-un număr mare. Cred că frații Ardelean nu se vor supăra dacă am să amintesc numai pe unul, pe Moise Ardelean, pe cel mai mare, pastorul Bisericii Gloria din Arad și președintele cultului pentecostal din România, care mi-a trimis un text message ieri înainte ca să ajung la serviciul de priveghiu, în care m-a rugat să transmit în numele lui, a familiei lui și a Bisericii Gloria sincere condoleanțe sorei Dana și copiilor lui Mircea. Apoi, familiile Amarei, toate familiile Amarei, sunt multe, nu le putem nominaliza pe toate. Apoi, iubiților, o mulțime de prieteni. Așa cum fratele Iacob Laze a vorbit, se simte și când cineva vorbește, după cum vorbește, după timbru, după, știu eu, tonul care îl are, dacă simte cu cel care a plecat dintre noi.
Fratele Mircea, așa cum spunea fratele Jacob, a avut mulți prieteni, dar a avut și dușmani. Este cineva care face excepție de la această regulă? Nimeni. Domnul Hristos a avut foarte mulți prieteni, dar probabil că a avut cei mai mulți dușmani. Nu există om să nu aibă și prieteni și dușmani. Oricum, din foarte multe state au venit aici tineri căsătoriți, cu mulți copii sau chiar necăsătoriți, pe care fratele Mircea Bembea i-a iubit ca pe copiii lui. El a făcut o lucrare splendidă, extraordinară, oameni dragi. Am fost martor la aceste lucrări. Lua copiii de la vârsta de 5 ani, de 6 ani, de 13 ani, de 14 ani, care nu știau să citească o notă muzicală, care nu știau să țină un instrument în mână. Câte 30, 40, 50, 60, 80. Și Mircea avea răbdare cu ei 6 luni, 3 luni, un an. Și asta n-a făcut odată, ci a făcut de 10 și 10 de ori. După aceea, sigur, tineri care n-ascultau nici de păstori și nici de părinți, care au început să o ia brazna, să meargă pe la baruri, să meargă, știu eu, și să se ocupe cu tot felul de lucruri care le-a stricat onoarea părinților și i-a îndepărtat și de biserică și de părinți. Dar s-a apropiat de Mircea și Mircea avea acces la inimile lor. Și Dumnezeu s-a folosit de el și în acest sens. Dumnezeu să vă mângâie, estimate familii îndoliate. Și biserica ar trebui să spună un amin. El a fost fratele nostru, un domnul și un prieten, așa cum se spune aici, adevărat. Sora Dana, dragi copii, în următoarele ore îl vom depune în țărână pe fratele Mircea Bembea. Dar dați-mi voie să vă citesc ceva. Viața nu se sfârșește aici. La capătul drumului nu este drumul, ci ținta perelinajului tău sau al meu. Sau al lui. La capătul orașului nu este orașul, ci culmea muntelui. La capătul nopții nu este noaptea, ci zorile dimineții. La capătul iernii nu este iarna, ci primăvara. La capătul deznădejdii nu este deznădejdea, ci speranța. La capătul omenirii nu e omul, ci este Dumnezeu. La capătul vieții nu este moartea, ci este veșnicia. Cu Dumnezeu ori fără Dumnezeu. Tot ce aș vrea să vă spun în câteva minute este că orice om pe pământ, așa cum a fost și Mircea, cum sunt și eu, avem 3 categorii de prieteni. 3. Nu 4, nici 2. 3 categorii de prieteni. Prima categorie de prieteni sunt prietenii care ne părăsesc atunci când închidem ochii fizici și deschidem în lumea veșnică. Prietenii ăștia sunt toate posesiunile care avem, începând cu banii, fie ei puțini sau mulți la bancă, cu hainele puține sau multe în clozetele noastre, cu posesiunile noastre, materiale, building-uri, case, mașini scumpe. Prietenii ăștia ne părăsesc atunci când noi închidem ochii. Este prima categorie de prieteni. Oricât ar fi cine va de bogat, Bill Gates, când o să închidă ochii,
o să se mai bucure de bilioanele de dolari care le are. A doua categorie de prieteni sunt prietenii care nu îl părăsește pe cineva când închide ochii. Sunt prietenii care îl plâng, îl jălesc. Îl plâng o zi, îl plâng două, îl plâng trei și după aceea îl pun în pământ, într-o groapă. Cine sunt ăștia? Ăștia sunt părinții, ăștia sunt copiii, dacă îngroapă părinți, ăștia sunt soțiile, dacă îngroapă soți, ăștia sunt soții, dacă îngroapă soțiile, ăștia sunt prietenii, dacă îngroapă prieteni. Deci oricât noi l-am iubit pe Mircea, ne vom despărți de el în următoarele poate 45 sau 2 sau 60 de minute. Ne vom despărți de el. Cu toate că eu personal am spus la început, cu soția mea, cu copiii mei, le-am iubit foarte mult pe Mircea și familia lui. Și dacă nu vă supărați, cine l-a iubit cu adevărat pe Mircea, vreți să ridicați o mână sus? Spuneți-mi, thank you so much. Cu toate că noi toți am fost mulți, dar va trebui să-l punem în mormânt. Există a treia categorie de prieteni. Ai unul singur, care nu ne părăsește nici când ne închidem ochii, care nu ne părăsește nici când ne bagă cineva în groapă și care nu ne părăsește nici în veșnicie. Dați-mi voie să vi-l prezint. Ascultați ce spune prietenul ăsta în Evanghelia după Ioan capitolul 15, versetul 14. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu, a spus Domnul Iisus. Pe ăsta eu vi-l recomand vouă. Sora Dana, Charlene, Jackie, Michael și Daniel, vi-l recomand pe prietenul adevărat, Iisus Hristos. Luați-l cu voi. Dacă voi îl veți avea pe Iisus ca prieten, veți avea de toate. Îmi dați voie să vă prezint tot în Biblie prietenul ăsta Iisus Hristos, ce a făcut el la un prieten de-a lui. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 11, se spune că Domnul Hristos avea o familie în Betania unde se refugia. Când era obosit sau când vroia să aibă un good time, un timp bun. Și în familia din Betania erau trei frați, două surori și un bărbat. Era Maria, era Marta și era Lazar. Și Lazar a devenit un prieten bun al Domnului Iisus. Păi dacă Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan capitolul 15 ne provoacă și ne spune și tuturor care suntem aici, voi sunteți prietenii mei. Și aș vrea să vă mai rog încă o dată. Cine vrea să fie Iisus prietenul tău? Sau ridica, vreți să ridicați o mână sus? Vreți? Vreți? Iisus să fie prietenul vostru! Ridicați așa mâna sus! Până acolo să atingă. Și Iisus ne provoacă și spune, eu mă ofer! Eu vă ofer șansa să fiu prietenul vostru! Vreți și voi? Dacă vreți, atunci el a spus, păziți poruncile mele și eu vă asigur că sunt prietenul vostru și n-am să vă las. Iisus Hristos l-a declarat pe Lazar prietenul lui. Versetul 11 din Evanghelia după Ioan, capitolul 11. După aceste vorbe le-a zis, Lazar, prietenul nostru, i-a inclus și pe ucenici, și pe el acolo doarme, dar mă duc să-l trezesc.
Hai să mergem la versetul 41. A luat dar piatra din locul unde ședea mortul și i-a zis cu ochii ridicați în sus: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, că nu toți credeau, ca să creadă că tu m-ai trimis. Că s-ar putea și aici să fie unii care să nu creadă tot ce spunem noi din Scriptură. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și cu picioarele legate cu funii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis: Dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Versetul 45. Mulți din iudeii care veniseră la Maria când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în el. Iisus să facă lucrul acesta și în această zi. Mulți iudei, mulți români. La despărțirea de prietenul nostru Mircea, să facă, să se întoarcă la Domnul Iisus Hristos. Dar versetul 46 este destul de, știu eu, acru sau respingător, dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus și sigur că a pus la cale să-L omoare pe Iisus Hristos. Iubita adunare de doliu, Iisus Hristos ne se oferă să fie prietenul nostru. Noi am ridicat mâinile în sus și ne-am predat, nu știu a câta oară. Eu aș vrea Iisus să fie prietenul meu cât mai trăiesc pe pământul ăsta. Și aș vrea ca Iisus să fie prietenul vostru cât veți trăi pe pământul acesta. Iubită familie Bembea, n-avem ce să vă oferim ceva mai mult. Putem să vă dăm mai mulți bani. Putem să alegem poeme și poezii scrise de oameni care au talent și cântăreții să cânte cele mai, știu eu, frumoase cântări, dar locul lui Iisus nu-l poate să-l ia nimeni. Vi-l oferim pe Domnul Iisus. El să fie prietenul vostru pentru tot restul vieții voastre. Amin. Iubita adunare de doliu, vă invit să vă ridicați în picioare. N-ați vrea să mai cântăm din toată inima încă o cântare? Două strofe și refrenul din toată inima, dar încă o dată cu toată adunarea asta să cântăm! Și apoi prin fratele păstor, Costică Hrișcă, păstor, păstorul senior al Bisericii Ghețimani, vom mulțumi Domnului pentru tot ceea ce Domnul ne-a ajutat să facem aici și apoi ne vom îndrepta spre cimitir. Numele Domnului să fie lăudat. Amin. Ne-om vedea în dimineața când mirele va sosi. Numărul 3. Ne-om vedea în dimineața când mirele va sosi. Ne vom vedea, la Iisus într-o măsură paradis.
reverență venim înaintea Ta, Părintele nostru, și pentru că ne-ai dat dreptul să ne numim copii ai Tăi, venim și vrem să-ți mulțumim că ne ești Tată. Aleluia! În aceste clipe și în aceste momente, venim și vrem să-ți mulțumim pentru că prin bunătatea și îndurarea Ta suntem în locul acesta. Amin. Îți mulțumim pentru că viața noastră a fost scumpă înaintea Ta și îți mulțumim că scumpă este și moartea celor iubiți de Tine, Părinte. Venim și vrem să-ți mulțumim pentru lucrarea care ai făcut-o prin acest om pentru acești 52 de ani. Venim, Doamne Dumnezeule, și îți mulțumim pentru că până aici ne-ai ajutat. Ai fost cu noi, ne-ai binecuvântat, ne-ai păzit. Îți mulțumim pentru serviciul acesta, Doamne. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău care a răsunat și în această dimineață. Doamne, ajută-ne să răsune și în inimile și în viețile noastre. Îți mulțumim, Părinte, pentru că ai trimis pe Domnul nostru Iisus, care ne-a mântuit și ne-a dat acest drept să spunem Tată și ne putem îndrepta spre Tine în orice circumstanță a vieții și în bucurie și în necaz. Doamne Iisuse, îți mulțumim că ai trecut prin lumea noastră și ai simțit ceea ce simțim noi. Îți mulțumim că la mormântul lui Lazar ai plâns și nu ai plâns pentru că el era mort, pentru că știai că va învia. Dar ai plâns pentru că ai simțit fiorul morții și acum poți mângâia pe acei care simt despărțirea, Doamne. Și îți mulțumesc că Tu o vei face. Părintele nostru, venim în aceste clipe și vrem să ne încredințăm în brațul Tău. Încredințăm drumul către cimitir, încredințăm lucrarea de acolo, încredințăm viețile noastre în brațul Tău, Părinte. Mai mult ca atât Te rugăm în aceste clipe să binecuvintezi familia rămasă. Doamne, pe acești patru copilași, Mircea i-a purtat pe brațele lui mai mulți odată la casa Ta și i-a adus la Tine. Mă rog Tu să-i porți pe brațul Tău și să-i duci în cer. Doamne, îngrijește-Te de nevoile lor, pentru că Tu Te numești Tatăl orfanului și apărătorul văduvei. Pentru aceasta îi punem în brațul Tău. Și mă rog, Doamne Dumnezeu, rezolvă cea mai mare problemă a vieților, și anume mântuirea. Amin. Și apoi toate celelalte, dă-le după voia Ta, Părinte. Te rugăm, rămâi cu noi la despărțire. Binecuvintează pe unul fiecare în parte. Binecuvintează pe tatăl care este în Domnul în România. Binecuvintează familia lărgită, verișorii și verișoarele și toți cei care au fost atinși de această moarte, Doamne, mângâie-i prin harul Tău. Și apoi mă rog în mod special, Părinte, toți care suntem aici și toți acei care ne văd prin intermediul internetului, în ziua când Tu vei veni, fă să fim cu toții alături de Tine în împărăția Ta pentru veșnicie. Ajută-ne pe acest drum și ne încredințăm în brațul Tău. Amin. Amin. Pentru câteva momente vă invit să ocupați locurile. Nu putem să ne despărțim fără să vă mulțumim. Dați-mi voie să în numele familiei, în numele Domnului Iisus în primul rând, apoi în numele familiei, a familiilor îndoliate, iubiți copii ai Domnului, vă mulțumim pentru adunarea de aseară. Mulțumim Bisericii Baptiste Române din Chicago. Amin. Conducerii Bisericii Baptiste Române din Chicago, că ne-ați oferit locașul dumneavoastră de închinare. Mulțumim formațiilor, corul care a fost format din multe coruri, din multe biserici, Fanfarele Unite. Mulțumim de toți cei care au fost în urmă cu o seară la serviciul de doliu. Mulțumim celor care ați venit în această dimineață. Mulțumim Ionel Bonta. Mulțumim pentru înregistrări, pentru că prin internet, în România, în toată diaspora românească, am ajuns acasă și m-au năpădit text message-urile. A văzut programul de aseară și toți au fost impresionați. Dar aș vrea să vă spun, cel care s-a bucurat cel mai mult a fost Domnul Iisus Hristos. El se bucură când copiii Lui sunt la olalt. Mai ales în nevoi și în necazuri. Vă mulțumim din toată inima. Ne despărțim, poate că unii nu veți veni la groapă, la mormânt, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunteți amabili să treceți în partea asta, familia? Așa frumos. Sunteți amabili? Vă rog frumos. Treceți așa. Aseară nu s-a putut, dar acum se poate. Acolo lângă, de la Mircea, în ordinea în care vreți voi, faceți-le o poză.
Trageți acolo. Și cât mai repede, dacă se poate, așa, de aici așa frumos, cineva va avea grijă de coroane, nu? Mă gândesc, așa e? Și ne vom deplasa la cimitirul Bohemian National Cemetery, care mergem de la, pe Montrose spre West până la Polaski, facem dreapta și imediat pe dreapta intrăm acolo și vom urma carul funeral. Încetăm aici, ne oprim aici, Dumnezeu să fie slăvit. Amin. Haideți să mutăm asta. Să mutăm asta de aici. Ies eu.